Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Eu sunt Andrei de la Ecovent și am mare plăcere să anunț astăzi lansarea noului podcast marca Ecovent, și anume podcastul Casa Eficientă Energetic. Hai să începem! Salutare, Sebastian! Salutare, Andrei! Sebastian este videograful nostru, cu ajutorul căruia facem aceste videouri minunate care apar săptămânal la noi pe canalul nostru de YouTube. Îi suntem foarte recunoscători pentru colaborarea pe care o avem și astăzi o să ne ajute să facem această lansare a noului podcast. Da, și mă bucur că am ocazia să fiu prezent la chiar aici la masă la lansarea primului podcast și sunt curios cum te-ai hotărât să pornești, pentru că povestim de chestia asta deja de câteva luni. Și... Da, într-adevăr, cred că cel puțin jumătate de an avem de când discutăm despre acest podcast. A trebuit să se coacă acolo la mine în spatele minții, dar acum a venit momentul să facem acest pas. Știi ce se întâmplă? Acest podcast vine cumva natural, fiindcă pentru mine este foarte important să fac lucrurile care aduc cel mai mare impact, atât pentru compania Ecovent, cât și pentru societatea în care îmi desfășur activitatea. Și de asemenea, acest podcast se aliniază foarte bine cu misiunea companiei Ecovent. Așa, și care e misiunea companiei? Foarte bună întrebare. Misiunea companiei Ecovent este cea de a educa piața prin echipamente și soluții care îmbunătățesc confortul și nivelul de calitate a vieții românilor, prin echipamente care cresc eficiența energetică a caselor și nivelul de calitate a aerului în încăperile în care ne petrecem noi timpul. Și știu că prima dată când ne-am văzut noi acum 3 ani, aveai o misiune asemănătoare, poate ai ajustat-o doar puțin, și făceam conținut educațional atunci. Fiind primul acolo la filmare, eu am fost primul care a fost expus la acea informație, iar prin conținutul educațional pe care l-ai făcut, eu atunci când m-am întors acasă, am început să conștientizez că locul în care trăiam atunci nu era sănătos pentru mine. Și nu mai puteam să dorm noaptea pentru că mă gândeam că am prea mult dioxid de carbon, că nu e curat, stăteam la parter și mă gândeam că se infiltrează radonul și alte gaze din sol. Și faptul că eu am conștientizat în momentul, deci după filmarea pe care am avut-o noi pentru prima dată, în luna următoare m-am mutat de acolo. Atât de mare impact a avut cel puțin asupra mea și sunt sigur că prin ceea ce faci o să ajutăm cât mai mulți oameni să conștientizeze cât de important e pentru noi să respirăm și să-și seteze un alt standard de normal la calitatea aerului pe care îl respir. Mă bucur foarte mult să aud acest lucru. Asta înseamnă că ceea ce facem noi prin aceste materiale educaționale ajunge către români și asta înseamnă că ne atingem obiectivele. Exact, și acum prin intermediul podcastului o să avem un format ceva mai ușor de digerat. Observ că ai ales numele Casa Eficientă Energetic la podcast și spune-mi, te rog, cum l-ai ales? La ce te-ai gândit? M-am gândit să aleg acel nume care să arate cât mai clar care este obiectivul acestui podcast. Obiectivul nostru este să promovăm soluții care să crească eficiența energetică. Și de ce e importantă această eficiență energetică? Fiindcă asta înseamnă o să avem niște case mai sustenabile, asta înseamnă că o să avem mai multă grijă față de mediul înconjurător, o să economisim mai mulți bani cu răcirea, respectiv încălzirea sau administrarea casei, și o să avem o casă în care să ne simțim sănătos, confortabil, împreună cu familia noastră, ceea ce își dorește orice om care își construiește o casă nouă. Presupun că în momentul în care îți construiești o casă, investești 100-200 de mii de euro în casa respectivă, îți dorești să te simți confortabil acolo, să fii acel cămin în care vii și te simți acasă. Exact. Ei, pentru asta e nevoie să avem grijă și de modul cum construim această casă, cât de bine este izolată, etanșată, cât de bine este ventilată acea încăpere, în așa fel încât să ne simțim confortabil în propria noastră casă. Ăsta e motivul pentru care am ales această denumire a podcastului. Și ce fel de persoane îți dorești să aduci aici în podcast?
Să știi că am pregătit deja o listă cu cei mai importanți specialiști în eficiență energetică din România. Și aici vorbim de specialiști în case pasive, ingineri, profesori, auditori energetici, proiectanți, arhitecți și alte persoane importante care au un cuvânt de spus în domeniul eficienței energetice, precum și furnizori de echipamente care cresc eficiența energetică a caselor și care cresc nivelul de confort a aerului și a mediului încăperilor în care ne petrecem timpul. Cum că i-ai enumerat, înțeleg că noi prin intermediul podcastului ne adresăm oamenilor care își doresc să-și crească calitatea vieții, care își doresc o casă nouă sau dacă nu își permit să-și construiască o casă nouă, să aibă o casă mai sănătoasă și să venim cu sfaturi utile în acest sens. Da, acest podcast se adresează în special celor care își construiesc o casă nouă, dar și celor care au deja o casă și doresc să o facă mai eficientă din punct de vedere energetic, doresc să o facă mai confortabil, doresc să aibă grijă de toți parametrii de confort din casa în care își petrec timpul și să facă o casă mai confortabilă pentru ei și pentru familia lor. De asemenea, o să fie un podcast și pentru specialiștii din domeniul eficienței energetice, fiindcă o să discutăm toate noutățile care o să apară în domeniul ăsta, inclusiv în domeniul legislativ, în domeniul finanțărilor de proiecte pentru creșterea eficienței energetice, fiindcă există acest trend, mai ales acum în contextul războiului care este la granițele României, se pune foarte mult accent pe independența față de o sursă de încălzire centralizată, se pune foarte mult accent pe producția de energie in-house și de soluții care să facă casa ta să fie mai autonomă și mai independentă față de mediul exterior. Și din perspectiva mea era o mare nevoie de conștientizare și de un podcast în domeniul acesta și spune-mi, te rog, care e obiectivul pe care l-ai gândit pentru următoarele episoade? Obiectivul principal acestui podcast este creșterea nivelului de conștientizare a românilor în legătură cu nevoie de a face și de a construi o casă eficientă din punct de vedere energetic și nevoie de a avea un nivel de confort și un nivel de calitate a aerului din încăpere ridicat. Din cauza faptului că în trecut casele se construiau mult mai simplu, cu materiale care permiteau o ventilare naturală a încăperilor. Acum casele se construiesc mult mai etanșat și în momentul în care vorbim despre eficiență energetică, vorbim despre o etanșare foarte bună a casei. Și dacă etanșăm bine casa, ca să nu pierdem acea căldură din încăpere, ce se întâmplă este că casa se transformă într-un borcan din care nu intră și nu iese nimica. De ce există nevoia și de soluții care să reîmprospăteze aerul din încăpere. De asemenea, vorbim și despre nivelul de umiditate sau nivelul de CO2 sau nivelul de compuși volatili organici din componența aerului sau de nivelul de pătrundere a zgomotului din exterior în interior. Toate aceste elemente sunt elemente care cresc confortul încăperilor în care ne petrecem timpul și ce vrem să facem de fapt prin acest podcast este să aducem contribuția noastră în accelerarea procesului de transfer de la o casă ineficientă energetic către o casă eficientă energetic, o casă sănătoasă în care să-ți facă plăcere să trăiești, să te simți confortabil împreună cu familia ta în propria ta casă. Sebastian, îți mulțumesc că ai fost co-host în lansarea podcastului Casa Eficientă Energetic și dacă v-am făcut curioși despre ce va urma, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru Ecovent România pentru a urmări primele episoade din cadrul podcastului Casa Eficientă Energetic. Cam atâta pentru astăzi, eu am fost Andrei și până data viitoare, nu uita, aerisește-ți permanent locuința și ai grijă de calitatea aerului din casa ta.